Saludos, iepurași de soare! Deja a devenit o tradiție să ne întâlnim cu toții la masă, să ciocnim un pahar de sănătate și să ne spunem unul altuia și nici câte macaroane au adunat pe urechi urmărind mass media de la noi. La 5 iulie 2018, în Parlamentul European au avut loc dezbateri privind criza politică din Republica Moldova. În urma discuțiilor a fost abordată o rezoluție. 343 de deputați au votat pro. 160 de deputați au zis spasiba mne nehorada, în sens că s-au abținut. Iar 35 de deputați au votat împotriva rezoluției. În rezoluție se menționează despre mai multe probleme și nereguli care au loc acum în Republica Moldova. Care probleme? Subiectul rezoluției a fost abordat de mai toate instituțiile media de la noi. Însă ca modul de reflectare a fost diferit la o cantoră la alta. Unii au insistat pe aspectul anti-rezoluție, Publica TV, Canal 2, alții pe aspectul pro-rezoluție, Jurnal TV, de exemplu. Dar au fost și unii care au reflectat corect și echidistant acest subiect. Vorbim aici de TV8, ProTV Chișinău, Moldova 1 chiar și Unimedia.info. Voi vă dați seama să face jurnalism corect în Republica Moldova? E de sine bun! Ei, dar noi nu ne-am adunat aici să vorbim despre cei care plantează florișele, dar despre cei care le zmulg. Așadar, pe 5 iulie 2018, Publica bagă un reportaj de 7 minute 58 de secunde cu titlul Rezoluție împotriva Moldovei. Și angajații de la Publica: hei Andrei, dar de ce nu-i numi jurnaliști? Un bărbat de 33 de ani din Căușeni și-a tăiat penisul și l-a aruncat la găini. Așadar, angajații de la Publica au prezentat informația cu zero echidistanță. Ca să înțelegeți mai ușor, imaginați-vă că știrea asta de la Publica e Căldarea, dar echidistanța e Jinu. Apcăldarea asta de la Publica nu doar e goală și uscată, dar încă și ruginită și are fundul bortilit. Dezbaterile din Parlamentul European legate de situația din Moldova în contextul invalidării alegerilor nu au stârnit prea mare interes în condițiile în care au avut loc cu sala aproape goală. Aha, 538 de deputați din 751 erau în sală și sala era aproape goală. 70% din ceva îi în acel ceva și tu zici că e gol. Capul unui jurnalist de la Publica cântărește vreo 4 kg. Creierul, 1,2 kg. Asta înseamnă că capul jurnalistului de la Publica e gol! Următoarea greblă a fost dezechilibrul surselor. Publica TV a publicat 6 păreri ale eurodeputaților care erau împotriva rezoluției versus o singură părere pro. Orice fel de plată de acest tip către Republica Moldova trebuie suspendată. Mai mult decât atât, solicit și oprirea sprijinului european pentru bugetul de stat. Și nu în ultimul rând, Publica TV o grăit despre niște oameni, dar nu le-a asigurat dreptul la replică. Ori așa se face în jurnalism. El susține că este regretabil că războiul politic din țara noastră a fost exportat în Parlamentul European de câțiva lideri politici moldoveni care recurg la gesturi îndreptate împotriva moldovenilor doar pentru a-și atinge scopurile meschine. În cazul ăsta, chiar dacă indirect, purtătorul de cuvânt al PDM s-a referit la Maia Sandu, Viorel Cibotaru și Andrei Năstase, dar Publica TV nu le-a oferit drept de replică. A pentru ce? Jurnal TV, referindu-se la rezoluția Parlamentului European, a difuzat 4 știri reportaje, cu un total de emisii de 23 de minute și 10 secunde. That's too much, man! Cea mai mare abatere de la norme făcută de Jurnal TV, și asta iarăși e ca o crușe peste jurnalismul moldovenesc, a fost amestecul faptelor cu opiniile. Repet, e ca și cum în loc să spui mâța este un animal mamifer, ai spune mâța asta foarte drăguț animal, mie îmi place mângă-mângă. Ați înțeles ideea? În timp ce unii se facă plouă și spun că n-au văzut o decizie în acest sens, alții afirmă că vina le aparține tuturor. Meteorologi, scriitorii de texte de la Jurnal TV. Dar mă uitați-vă ce-a făcut aici. Pe Mihai Ghimpu nu l-am găsit în toane bune. Acesta ne-a acuzat că suntem imparțiali și manipulatori. Cum comentați decizia Comisiei Europene de a suspenda acordarea finanțării? Urmă să vorbim. Pe Mihai Ghimpu nu l-am găsit în toane bune. Cu asemenea expertiză, ăștia nu sunt reporteri, ăștia sunt psihanaliști. Accent TV a difuzat o știre care a încălcat vreo 6 norme ale codului deontologic, plus a manipulat mai ceva ca șobanul turma de oi. Mult așteptatul ajutor macrofinanciar din partea Uniunii Europene este mai departe ca niciodată. Accent TV a favorizat direct pe SRM-ul și președintele Dodon și a defavorizat PDM-ul și opoziția extraparlamentară. Well, of course! Na primer, vedeți aici cum președintele Dodon este prezentat, în sfârșit, așa cum noi tețel cunoaștem, drept un salvator național. Iată de ce aceste partide după alegeri trebuie să-și găsească locul în opoziție, iar socialiștii să salveze țara. Înainte, înainte, cu căpșuna în mâine, dușmanul ei va fi pus în genunchi,
Trăiască ipocrizia, trăiască manipularea, părinții mă ajută să-mi plătesc credit la casă. Ei, rima poate încă nu-i perfectă, dar sensul l-ați prins. Iar la final, ca să respectăm tradiția, hai să ne imaginăm că a existat măcar un singur om care a reușit și a urmărit toate sursele media din Moldova și a încercat să înțeleagă, să-și tragă o concluzie apropo de ceea ce s-a întâmplat de fapt în Parlamentul European și care sunt urmările acestei rezoluții adoptate. Așadar, dați-mi voie să fac un rezumat al acestei epopei. 343 de eurodeputați într-o sală aproape goală cu nimeni înăuntru, doar cu 343 de eurodeputați, au adoptat o rezoluție care a fost o înțelegere ascunsă dintre Plaha și Năstasia, în timp ce Ghimpu nu era Antoane Bune, a câștigat Dodon, care l-a dat jos pe Plaha și pe Năstasia în urma rezoluției adoptate. Normal? Normal. Repet, nu ai nevoie de droguri, atâta timp cât o bună parte din presa moldovenească e controlată politic. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru susținere și inspirație portalului mediacritica.md și Centrului pentru Jurnalism Independent din Moldova. Aruncați câte un like, un share, vă rog frumos, vă rog să vă abonați și la canalul de YouTube, să apăsați pe clopoțel, iar dacă vă place ceea ce fac și ați vrea să continui, vă rog să veniți să ne vedem în perioada 3-4 august la spectacolul meu de stand-up despre alegeri. Cum credeți? Despre ce o să vorbesc eu acolo? Biletele le găsiți în linkul din descriere acestui video sau în comentarii sau direct pe iticket.media. Grăbiți-vă cât nu le-a cumpărat primarul Ilan Șor! Все, вы достали, я предупреждал.